doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit în această seară de marți la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. Emisiunea de această seară este una specială, din două puncte de vedere, ca să spun așa. În prima, pentru că n-a ieșit ce aș fi vrut eu să fac. Intenția mea era să invit reprezentanța inspectoratului școlar, cu care port discuții de mai mult timp și cu care aș vrea să discut o serie de probleme care s-au ivit atât în activitatea inspectoratului, cât și în activitatea școlară, ca să spunem așa. N-am avut onoarea să am vreun reprezentant al inspectoratului școlar, deși erau foarte multe subiecte pe care, neavând timp să le spun, le pot spune acum. Aș fi vrut să discutăm cu cei de la inspectoratul școlar dacă despre modificările pe care Ministerul a adus regulamentului de funcționare a inspectoratului școlar, iată, despre evaluările pe care le va avea anual inspectorul general, ceea ce este un lucru nou, despre scandalul manualelor școlare, un scandal fără precedent în învățământul românesc, care sunt noutățile la examenele pe care elevii le au în acest an, despre cifrele de școlarizare și multe alte subiecte interesante deopotrivă pentru profesori, dar ei le pot afla oricum pentru că sunt obligați să se intereseze, dar interesante și pentru părinții elevilor, pentru că noi suntem mijlocul de a transmite cunoștințele aceste informații către telespectatorii noștri. Dar, neavând această onoare, am o plăcere astăzi seară, plăcerea de a avea alături niște persoane extrem de preocupate de ceea ce fac și este vorba de un profesor și doi elevi. Doamna Claudia Bădărău, profesor diriginte la Colegiul Național Ion Maiorescu. Bună seara, bine ați venit, doamnă. Și două dintre elevele aceluiași colegiu, Istrate Ana și Berbec Ștefania, ambele eleve ale clasei a 11-a. Bine ați venit, fetelor. Așa, după cum vedeți, va fi mult mai interesant în această seară, pentru că discutăm despre o perioadă din cuprinsul anului școlar, foarte așteptată de elevi, care a început de altfel de ieri. Este vorba despre școala altfel. De câțiva ani, periodic, elevii au o vacanță, în sensul că nu merg la cursuri, dar ea este plină de activități extrașcolare, organizate de fiecare școală și se numește școala altfel, adică învățarea prin acțiuni educative, acțiuni culturale, sportive și fiecare acum dintre școli care cum se gândește să-și facă acest program. Am avut plăcerea și onoarea de a participa alături de elevii Colegiului Național Ion Maiorescu ieri la acțiunea pe care ați avut-o la București. Vom vorbi despre această acțiune, dar și despre celelalte pe care le aveți programate. O să încep însă cu doamna profesor și o să vă rog să ne vorbiți despre această acțiune Școala Altfel. Ce înseamnă ea? În primul rând aș vrea să vă spun ce înseamnă pentru mine. Ea ar trebui să însemne și este stabilită astfel încât să dezvolte competențe și să ne ofere posibilitatea să ne descoperim elevii, să ne descopere și ei pe noi, să ne descoperim dincolo de instituția școală, în afara instituției școlii, și lucrurile astea se realizează prin activitățile pe care ni le-am propus noi, profesorii, activități pe care le-am propus împreună cu elevii noștri, i-am consultat de fiecare dată. Da, eu personal la clasa la care sunt dirigintă am făcut un fel de experiment. I-am rugat pe ei să vină cu propuneri, să văd și dacă suntem pe aceeași lungime de undă, să vedem dacă comunicăm la nivelul dorit, și am constatat cu bucurie că unele dintre activități sunt comune. Mă gândisem și eu la aceleași lucruri. Le-am propus proiectul final, au fost de acord și așa împreună am creionat un program altfel, pentru o altfel de săptămână. Și suntem abia în a doua zi, am realizat două lucruri minunate până acum.
O să vedeți, o să vă spun puțin mai târziu despre o activitate care mie personal mi-a adus un plus de satisfacție pe ziua de astăzi. Deși nu eram în plan, vă mărturisesc, pregătisem altceva, însă cred că asta este menirea noastră de profesor, să fim spontani, să găsim pe moment o soluție, să-i atragem, să nu-i plictisim și încă o dată să-i descoperim și să le descoperim și plăcerile lor. Și să-i învățați în același timp să fie și ei la fel de spontani. Da. Și să iasă din tiparele în care... Sigur că, dar este important pentru noi să-i cunoaștem dincolo de bancă. Un elev nu trebuie catalogat drept o persoană care stă în bancă și atât. Cum și ei probabil vor să ne descopere. Iar săptămâna asta altfel este exact prilejul de care avem nevoie. Ei să ne vadă latura umană, omul din spatele profesorului, și noi să-i vedem în mediul lor natural cum reacționează, așa putem să-i ajutăm dacă sesizăm anumite lucruri pe parcurs, anumite situații. Ce înseamnă pentru voi, Ana, această perioadă de săptămână altfel, de școală altfel? Pentru mine, că și pentru Ștefania. Bine, noi aici venim și în calitate de reprezentanți. Da, o să-mi spună și Ștefania. Da. Venim în calitate de reprezentanță elevilor la nivel județean. Pentru noi înseamnă un alt fel de a învăța. Eu personal promovez educația non-formală încă din clasa a noua, de când am intrat și în Consiliul Elevilor. Este un mod în care învățăm cum să ne descoperim și cum să descoperim lumea din jurul nostru și astfel să nu ne fie frică atunci când ajungem la nivelul maturității și suntem puși în fața situației. E mai plăcut pentru voi, mai instructiv pentru voi să învățați din acest gen de activități decât să stai în clasă zi de zi și să memorezi niște informații pe care ți le dă profesorul? Este mult mai practic. Am participat la un curs de 2 zile legat de istoria țării și în 2 zile am reținut foarte, foarte multe informații deoarece ni s-au pus în față filmulețe, pe baza lor am discutat și am lucrat pe ateliere. Astfel am putut descoperi noi înșine acele lucruri, fără să ni se spună. Apoi am discutat pe baza lor. Nu știu dacă doamna Claudia, profesoara voastră, a apucat vremurile în care orice materie și orice lecție fie că era de istorie, de geografie, de anatomie, se realiza cu material didactic. Nu exista oră fără material didactic. Existau laboratoare în școală dotate cu mulaje, cu hărți și aveam întotdeauna, știam că înainte de ora respectivă trebuia să mergem la cancelarie să întrebăm pe doamna ce materiale luăm pentru lecția respectivă și veneam la anatomie cu fel și fel de organe și cu schelet și cu așa. Pentru că este foarte important să înveți concret, văzând concret ceea ce vrei să se transmită, să înveți. Da, așa, probabil că de aia ți se pare mult mai ușor să înveți printr-o astfel de metodă. Dar, din păcate, învățământul nostru nu dispune la vremea asta. Fiecare generație cu handicapul său. Noi am avut acest handicap al internetului. Nu am avut acces la informație, însă sistemul educațional a fost creat altfel, exact cum a spus dumneavoastră, pe planșe, pe lucruri palpabile. Vă aduceți aminte cu siguranță de insectar, de... Deci nu, mi-aduc aminte și de lucruri și mai grozave, de disecții pe broască. Deci lucruri practice. Deci la anatomie, da, am avut o broască și doamna noastră profesoară nu mai este în țară, aș saluta-o cu mare drag dacă ar mai fi aici. A adus o broască și ne-a arătat și reflexul necondiționat, i-a secționat creierul, ne-a arătat organele interne. Deci se făcea o lecție care nu știu cum se mai poate face în ziua de azi. Probabil ar veni iubitorii de animale și ar considera că e o cruzime față de animale. Nu știu cât de receptiv sunt și ei. Nu uitați că și generațiile se schimbă și vor lucrurile care sunt acum în trend. Vor tehnologia, vor să fie aproape de ea, vor să aibă contact și cu lumea virtuală și cred că rolul nostru este să știm să le îmbinăm, să nu abuzăm de lucrul ăsta și să le arătăm modul în care trebuie folosit inteligent.
partea asta de informatică. Și cred într-adevăr că lucrurile bune se învață practic. Vrei să descoperi o plantă, niciun loc mai potrivit decât o pădure sau un mediu natural. Vrei să faci anumite lucruri la biologie, le faci practic. Vrei să înveți geografia, ai nevoie de hartă. Vrei să înveți istorie, încă ne raportăm la ele. Nu putem să învățăm niște informații strict transmise de profesor într-o clasă poate ostilă și atât. Și să avem pretenția ca elevii să le și înțeleagă, da, să le și priceapă. Și poate că unul dintre principalele avantaje ale acestei săptămâni de școală altfel este și acest mod de a socializa, sigur, cu adevărat între ei într-o situație diferită și nu pe rețelele de socializare care sunt, cum e Ștefania. Sunt de acord. La școală, într-o oră obișnuită, poate nu toți elevii sunt interesați de lecția respectivă și distrag și pe cei care ar dori să înțeleagă. În școală, altfel, sunt activități pe placul tuturor. Este mult mai ușor să înțelegem ceea ce ni se arată. Este mult mai ușor să lucrăm noi, practic, decât să auzim de la altcineva și atât. Și mi se pare o ocazie mult mai potrivită să ne dezvoltăm noi ca persoane. Și să interacționați unul cu altul într-o situație nouă, diferită de cea de cea de la clasă, se știe. Fiecare are locul lui în bancă, fiecare stă cu minte, ascultă ce predă profesorul, își însușește, scrie la lucrarea de control când e aici, cu totul altceva. Da, ne debarasăm de pix, hârtie, bancă și mediul obișnuit școlii. Lucrurile bune se petrec în natură. Care sunt acțiunile pe care, la nivel de colegiu, le veți desfășura în această săptămână? S-a realizat un program al activităților. A fost prezentat și înaintat și inspectoratului școlar. Sunt foarte multe activități create pe specialități. Fiecare, la nivel de catedră, fiecare cadru didactic a venit cu propuneri în urma confruntării și cu elevii respectiv, cu elevii claselor la care predau. Și programul este variat, este divers, acoperă o gamă foarte largă de activități. Sunt competiții sportive, sunt, apropo de experimente, am văzut în program colegii de la Catedra de Fizică s-au gândit să creeze, să pună în practică niște experimente altfel, potrivite pentru o săptămână altfel. Sunt vizionări de filme. Noi am făcut astăzi o activitate cu, de fapt ne propusesem să facem și noi o competiție sportivă în parc, însă vremea nu ne-a ajutat și prima parte a activității a fost să gătim, să creăm niște prăjituri acasă și să venim să le împărțim în clasă, să socializăm. Despre asta era vorba, pe asta am vrut să pun accent astăzi. Și apoi, văzând că nu putem să desfășurăm a doua activitate, am zis, haideți să mergem pe stradă să vedem unde este aici adevărata fost, socializare. Clipirea de moment, da. Clipirea aceea, scânteia aceea de improvizație până la urmă, când ceva planificat nu merge. Nu merge, da. Întotdeauna trebuie să ai un second plan, un al doilea plan. Și o să-i rog pe colegii mei că avem imagini de la această acțiune de astăzi. Fetele au și fotografiat momente ale când împart prăjituri. Da, chiar sunt niște lucruri inedite, sunt formidabile reacțiile copiilor. Vedeți că am fost cu elevii clasei mele, elevii clasei a 9-a D, pe care îi salut pe această cale, sunt convinsă că ne urmăresc, am observat niște reacții spontane, au fost fericiți că fac un lucru inedit, că fac un lucru bun și, pe de altă parte, reacția oamenilor de pe stradă pur și simplu m-a impresionat. Dacă primii trecători au fost un pic reticenți, următorii erau încântați până când niște doamne în vârstă ne-au mărturisit că n-au mai văzut așa ceva și evident că a fost succesul final. A fost o activitate inedită pe care cu siguranță o vom repeta și copiii mi-au spus, doamna dirigintă, de Crăciun facem cozonac și mergem pe stradă. Deci, până la urmă, a fost mai mult decât o acțiune de împărțit prăjituri pe stradă, să spunem. A fost și un mod de a studia reacția oamenilor și reacția copiilor care, oricum, interacționează aceste reacții. Pentru că ne-am dezvățat
ca să zic așa, de gesturi frumoase așa în jurul este. Nostru. Și, din păcate, privim cu suspiciune. Atunci când este un gest frumos, neinteresat, dezinteresat, practic, privim cu suspiciune și încercăm să vedem ce se ascunde în spatele lui de fapt. Adică ne-am dezobișnuit să fim buni între noi. Și când vine cineva cu un gest de ăsta așa spontan, ai oarecare reținere. O fi vreo farsă, cum vorbeam, o fi pus sare în ele, o fi pus nu știu ce să... Și da, din păcate fapte rele se preiau imediat. Nu mai ne gândim dacă e normal sau controlat. Însă faptele bune au reticență. Nu înțeleg de ce, poate pentru că nu au fost făcute foarte des. Dar școala altfel, despre asta este vorba. Sau așa ar trebui să fie activitățile creionate pentru a dezvolta și pentru a descoperi în elevi anumite sentimente și pentru a-i obișnui. Până la urmă este o activitate de spirit civic. Nimic mai plăcut decât să descoperi că elevii sunt încântați să facă lucrurile astea și își doresc astfel de activități. Nu cred că le-am putea face într-o oră de curs. La orele de curs avem nevoie să predăm informații, că le predăm teoretic, că folosim materialele auxiliare. Există un curriculum pe care trebuie să-l parcurgem. Și atunci activitățile din săptămâna aceasta îi definesc. Poate că este mult spus dacă menționez că îi poate ajuta, îi poate creiona către viitoarea lor meserie. Vizitând instituțiile statului, sunt vizite de-a lungul întregii săptămâni. Am avut și noi ieri. Și la nivel local sunt colegii mei care merg în instituțiile statului de aici pe plan local. Sunt vizite la... Chiar mi-aduc astăzi, am vorbit cu o colegă de-a mea și mi-a spus că a fost la stația meteo cu copiii, la stațiile de epurare. Sunt niște vizite constructive. Pe lângă faptul că acești copii descoperă lucrurile practic, poate că își descoperă adevărata pasiune, poate că își creionează în mintea lor viitoarele direcții, pe ce drum vor merge. Nu cred că le putem arăta lucrurile astea din cărți. Lucrurile astea trebuie să le vadă, să le descopere, să le simtă și, cum a spus noastră, să le pipăie. Trebuie mirosit, trebuie simțite. Da. Trebuie văzut acolo și așa descoperi că îți place ceva, să îți place... Probabil că voi, fiind în clasa 11-a, aveți creionat măcar o schiță a ceea ce vreți voi să faceți în viitor. Apropo, ca o paranteză, ce vreți să faceți? Eu vreau să merg la drept. Așa. Sunt aproape sigură de asta. Așa. Și Ana? Eu vreau să merg la științe politice și vreau să merg pe partea diplomatică, să ajung în viitor ambasador al României. Să vă ajute Dumnezeu. Succes, da. Credeți că există vreo posibilitate să vă schimbați opțiunile? Ce ar putea? Mă gândesc așa, să vă schimbe aceste opțiuni. Că mai aveți încă timp. Eu am plecat cu ideea aceasta de a fi ambasador încă din clasa 5-a. Nu știu ce mă mai poate schimba în acest moment, dar sincer am și din clasa 9 am descoperit foarte mulți oameni. Oameni care m-au ajutat să mă dezvolt pe mine și să îi dezvolt pe cei din jurul meu. Și astfel mi-am dat seama că eu vreau să fac bine. Cum pot să fac bine? Și încerc din răsputeri să fac acest lucru. Și ieri, prin vizita pe care am făcut-o, am descoperit lucruri noi, pe care, așa, din banca școlii, poate vedeam doar poze și nu știam, sigur. Dar reacția, o să vorbim și de vizita de ieri, reacția colegilor voștri, care a fost? A fost așa numai o simplă vizită sau discutați între voi apoi despre ceea ce ați văzut acolo? Se arată interesați, într-adevăr, de ceea ce se întâmplă acolo sau e pur și simplu o vizită? Ne-am dus, am văzut, erau niște săli pe acolo, niște fotolii unde stătea, zice că aici stă primul ministru. Nu, au fost foarte interesați, majoritatea. Așa mi s-a părut și mie, dar vreau să-mi confirmați voi. Nu, chiar au fost și au existat discuții în autocar, la întoarcere. Mulți își doreau să ajungă mai departe, probabil vor lua în considerare să ajungă la... pe fotolile unde stau ambasadorii, ba la biroul unui ministru, da, pe scaunul unui ministru sau parlamentar, da. Se mai gândesc, probabil. O să îi rog pe colegii mei să dea și fotografiile de la obiectivele, ca să spun așa, vizitate ieri. Este vorba de Patriarhia Română, de Palatul Parlamentului, de Guvern și...
Antena 3, au început cu Antena 3. Ați fost pentru prima dată într-un studio al unei televiziuni mari, unei televiziuni de știri. Sunt aici imagini. Vreau să spun că toți de acolo au fost foarte drăguți. Foarte drăguți, da. Și bine, în general, să știți că oamenii din televiziune sunt foarte amabili și sunt primitori. Și aici este de la Patriarhie, sunt câteva fotografii pe care... Dar dacă am început, haideți acum să vorbim despre vizita la televiziune pe care ați făcut-o. Spuneam că au fost foarte drăguți și v-au primit chiar în timpul, în platou, în timpul transmisiei, în direct. Da. Ceva și inedit, într-adevăr. Ceva, da. Și vreau să vă spun că eu i-am admirat pentru curajul pe care l-au avut. Arată profesionalismul, cred. Da. Să fii capabil să te concentrezi, să citești de pe prompter, în timp ce în jurul tău sunt aproape 100 de persoane, este o dovadă de curaj și profesionalism. Trebuie să fii foarte bine pregătit, să fii foarte sigur pe tine, că nimic nu-ți poate distrage atenția de la ceea ce ai de făcut. Și m-a surprins și m-a emoționat calitatea lor umană și comunicarea și modul în care am fost primiți și cum au fost tratați copiii. Am observat că era în redacție, am vizitat redacția știrilor și foarte mulți erau agitați, efectiv lucrau la ceea ce urma să se întâmple și am observat-o în platou pe Dana Grecu, producătorul, care era foarte prins în activitatea respectivă, însă doi copii nu s-au putut abține și au mers și au deranjat-o să facă niște poze. Nu s-a supărat efectiv deloc, a fost foarte amabilă, a făcut poze cu copiii, a stat de vorbă cu ei. Până la urmă, așa arată un adevărat profesionist, un om care își face meseria cu plăcere și cu dăruire. Și oameni care muncesc într-adevăr și care sunt conștienți de valoarea lor și nu trebuie și să... Și producătorul, prezentatorul unei emisiuni nu vine la ora 7, se așează în platou și citește. Este un om care îți documentează. Era ora 2 când noi eram în platou, iar emisiunea pe care Dumnezeu o derula se petrecea poate la 7 sau la 8 seara, nu știu exact programul. Și faptul că dumneavoastră era acolo și făcea muncă de cercetare înseamnă că această emisiune care se derulează pe parcursul unei ore nu înseamnă doar atât. Este o muncă titanică în spate. Și, practic, asta trebuie să învețe copiii, că în spatele fiecărei meserii nu este ceea ce pare. Trebuie să fie conștienți că în orice domeniu vor activa, va exista întotdeauna o muncă în spate care nu se va vedea mereu, dar ei trebuie să fie convinși că pentru a fi la un anumit nivel și sunt convinsă că toți copiii de la școala noastră își doresc lucrul ăsta, își doresc să fie buni profesioniști pentru că avem copii de valoare acolo, avem copii talentați în toate, aș putea să spun, în toate domeniile și au nevoie de confirmare, au nevoie de modele, au nevoie de repere. Sunt oameni de la care pot să înveți. Sunt niște adevărați profesioniști, exact cum am mai spus. Și trebuie, valorile și modelele nu se văd întotdeauna la televizor, trebuie inspirate, trebuie evidențiate, trebuie arătate. Sau ceea ce bănuiesc că au observat ei acolo a fost și faptul că sunt foarte mulți oameni care muncesc pentru un timp foarte scurt de emisie sau pentru o singură persoană care apare pe ecran. Oamenii sunt zeci de oameni care nu se vor vedea niciodată pe ecran, de care lumea nu va ști niciodată decât pe un generic care curge și ăla foarte rapid și n-apuci nici măcar să le citești numele, dar fără de care nimic din ceea ce se vede n-ar fi posibil. Adevărat. Și sunt oameni care își fac munca cu pasiune, cu dragoste, chiar dacă nu vor fi vedete niciodată, dar ei știu că fără ei nimeni n-ar putea fi vedet acolo. Iarăși este o lecție pe care trebuie să o învățați, pentru că întotdeauna fie veți ajunge să munciți pentru cineva, pentru că și aici este o muncă să muncești, să faci imagine cuiva, sau veți avea oameni care vor munci poate pentru voi să vă creeze vouă imagine și atunci trebuie să-i priviți cu același respect. Sigur că da. Și poate că la o primă imagine lucrurile astea nu se văd. Aici intervine rolul profesorului, să evidențieze, să puncteze acolo unde este cazul, să le arate. Ei pot fi fermecați sau fascinați de ceea ce văd fără să citească printre rânduri. Și atunci e important să fim acolo lângă ei, să-i sprijinim, să-i ascultăm, să-i îndrumăm. Asta este rolul nostru. Și să le punctăm adevăratele valori. Ați auzit comentarii de după vizita, ca să încheiem cu vizita la
postul de știri Antena 3, cineva a descoperit că poate i-ar plăcea să lucreze acolo, așa ca idee, în general, fetele ar vrea să lucreze în televiziune. De la mine din clasă și-ar dori. Da? Da. Sunt în clasa nouă încă își construiesc o imagine a viitoarei meserii, cariere și deja am trei fetițe care la momentul ăsta cam știu încotro se îndreaptă. Sunt convinsă că se vor schimba, dar nu au cum să-și dezvolte astfel de aptitudini dacă nu și le trăiesc. Și atunci proiectele, din proiecte învață, din activități învață să se descopere, să vadă ce le place, ce ar trebui să studieze, încotro să se îndrepte. Și asta este un exemplu concret și pertinent. Înseamnă că atunci pentru și pentru Ștefania și pentru Ana, celelalte două instituții vizitate au constituit un punct de interes. Corect. Este vorba de Parlament, de Senat, practic, și de Guvern. Mie personal mi-a strânit interes și vizita la Antena 3. De ce? Pentru că am văzut profesionalismul și am văzut că eu n-aș fi potrivită pentru acel gen de muncă. Într-un fel ai eliminat un domeniu. Da, am eliminat, mi-a plăcut foarte mult, dar eu nu m-am văzut făcând acest lucru. Nu m-am văzut prezentând o știre sau lucrând pentru o altă știre. Atunci ai știu sigur că nu o să-ți pară rău niciodată când ai încercat să lucrezi în televiziune. Nu te-ai convins. Da. Și în același timp am văzut și mărăția Palatului Parlamentului și m-am gândit cum ar fi să lucrez acolo. Dar în continuare mi-am păstrat ideea de a merge pe ambasador și, cum zicea Ștefania, noi ca și elevi am fost puși în scaunele invitațiilor și ne-am spus la un moment dat că aici stau și ambasadorii și parcă mi-am văzut puțin viitor. Bine, nu în Palatul Parlamentului, dar cine știe unde altundeva. Da, îmi place determinarea ta. Știi exact ce vrei să fii. Ai și vreo țară anume? Preferință? Mie de fel îmi place foarte mult Germania. Dar, sinceră să fiu, sunt deschisă către orice țară, pentru că îmi place foarte mult să experimentez cât și să vizitez. Asta înseamnă că trebuie să înveți germană. Fac germană la școală, dar sinceră să fiu, când voi începe facultatea vreau să încep altă limbă necunoscută și poate mult mai grea. Știi, mie mi se pare o formă de respect față de poporul respectiv, unde te vei duce ambasador al țării tale să vorbești limba poporului acela. Exact. Așa că va trebui să vezi limbi străine. Da. Ștefania, vrei să te faci avocat? Nu, doresc procuror. Wow! Procuror sau... Dar de ce procuror? Am un exemplu în familie care mă motivează și m-a impresionat de când sunt mică. Deci te pregătești să termini, să dai examen în magistratură, da. Și știi că e foarte greu. Sunt pregătită, mă pregătesc. Dacă asta îmi doresc, o să muncesc cât e nevoie. Eu știu că voi vă doriți. Și faceți tot ce puteți voi să vă atingeți scopul. Dar, știi, e o vorbă care spune că nimeni nu-i strică planurile lui Dumnezeu. Poate are alte planuri cu voi, poate vă pregătiți alt drum, sunteți pregătite să îmbrățișați eventual și o altă carieră, poate să... Adică bănuiesc că nu întotdeauna se întâmplă așa cum vrem noi. Poate drumul vostru e altul. Ați fi dezamăgite? Sau sunteți pregătite să înfruntați, să spunem, și necunoscutul? Nu ne este frică, cred că nici mie, nici Ștefaniei, de ceea ce va fi în viitor. Eu personal, pe lângă meseria pe care o voi practica, nu știu care încă, că cine știe ce mi va rezerva viitorul, vreau să fiu și formator, pentru că am întâlnit pe parcursul dezvoltării mele formatori și trainer foarte buni și mi-am dat seama că vreau să fiu și eu acel gen de om care învață pe alții. Prin propria experiență, prin ceea ce am descoperit, să aduc tinerii cărora le este frică să vorbească în public, să-i aduc la nivelul de a nu le fi teamă de absolut nimic. Vreau să fac acest lucru pe lângă meseria pe care mi-o voi alege. Voi faceți parte și din... din Consiliul Elevilor. Da, eu sunt președinta Consiliului Județean al Elevilor Giurgiu și Ștefania de asemenea face parte din Consiliul Județean al Elevilor.
Și noi promovăm astfel de activități, activitățile non-formale. Și noi, săptămâna aceasta, săptămâna altfel, suntem prezenți la Centrul Cultural Ion Fina la Zilele Educației Naționale. Ne-am pus și noi un stand prin intermediul cărora ne promovăm activitățile. Da, am uitat să spun eu, în perioada aceasta se desfășoară și acțiunea intitulată Zilele Educației Naționale, când fiecare unitate școlară, liceu, își promovează oferta pentru anul școlar viitor. Exact, ne-am dorit și noi un stand acolo și am obținut și în fiecare zi ne vin elevi care nu știu ce este acela Consiliul Elevilor și noi le spunem și invităm că atunci când intră la liceu să și candideze pentru o funcție, pentru că noi mergem ierarhic de la Consiliul Școlar al Elevilor, Consiliul Județean, Consiliul Regional și Consiliul Național al Elevilor. Și este o mândrie și astfel ne dăm seama și ce vrem să facem. Eu am ajuns pe parcursul meu, am ajuns vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor și mi-am dat seama că fac totul pentru cei din jurul meu și că altfel nu se poate. Voi sunteți niște copii extraordinari. Ați avut noroc, să spun așa, de familii bune care să vă susțină, să vă înțeleagă, să vă ajute. Dar nu toți copiii au avut norocul acesta. Sau poate unii n-au avut norocul nici să fie așa de dotați intelectual ca voi sau ca ceilalți colegi ai voștri. Pentru ei ce puteți face? Pentru că fiecare va trebui să-și facă un viitor. Tu vei fi ambasador, tu vei fi procuror, alții vor fi eu știu ce alte meserii. Dar avem nevoie și de oameni care să muncească, de muncitori. Avem nevoie și de zidare, avem nevoie și de tâmplare, avem nevoie și sunt elevi care vor trebui îndrumați și spre aceste lucruri. Pentru ei faceți ceva? Fiecare elev este unic în felul lui. Nu pot afirma că colegul meu care poate nu s-a bucurat de aceeași susținere a părinților, nu poate deveni ceva poate mai sus față de mine. Nu pot prezice viitorul unui elev care poate mă va întrece în orice domeniu pe care mi-l voi alege eu. Nu, dar să vă ocupați în acțiunile voastre, că vorbesc de Consiliul Elevilor. Da. Adică să nu vorbiți numai așa de probleme abstracte, să spunem, și să vă aplicați și asupra celor concrete. Să faceți ceva și pentru ei, să-i sprijiniți și pentru ei. Noi ne-am propus ca după vacanță să pornim o caravană a Consiliului, a fost pornită și în alte județe și să mergem să promovăm acest lucru și să mergem și la liceele și școlile generale din mediile rurale să vedem ei ce vor și cam ce ar vrea să facă și cu ce îi putem ajuta noi. Da, pentru că le puteți oferi un exemplu, îi puteți învăța și pe ei să facă sau să îi scoateți practic, să le dați speranțe. Chiar dacă situația lor, să spunem, financiară este aceea, rămâne. Dar până la urmă, dacă omul își dorește foarte mult, trebuie să-i motivați să iasă. Prin exemplu propriu. Prin exemplu propriu, da, pe care îl aveți voi. Pentru că, în mare parte, viitorul depinde de om și face omul. Suportul moral este un suport foarte important. Absolut. Și e foarte important ca la un moment dat cineva să-ți redea încrederea în tine și să spună, uite, dacă vrei neapărat, poți să faci lucrul acesta. Totul este să vrei și să-ți propui. Și mai este situația în care ei poate vor, dar nu știu încotro să se îndrepte și la cine să apeleze. Și aici cred că este rolul lor. Consider că ei au acces la mai multe informații, au fost sprijiniți și de familie și de comunitate și de școală. Da. Și de profesori. Și între ei comunică mult mai bine. Da. Vorbesc copiii practic aceeași limbă. Sigur că da. Și sunt mai dezinhibați în fața voastră decât dacă ar veni un profesor sau un adult. Sigur că da. Este limbajul non-formal de care am menționat și care prinde foarte bine. Este același lucru de la adult la adult ca și de la elev la elev. Dar este un alt fel de exemplu. Este un exemplu care arată ce poate. Ea poate să vorbească din punctul ei de vedere pentru că, exact așa cum a spus, a participat la niște conferințe, la niște adunări unde a intrat în contact cu niște persoane de un anumit calibru și atunci are deja bagajul de cunoștințe necesar pe care să-l transmită mai departe. Și are un punct foarte greu, un cuvânt foarte greu de spus. Mă gândesc că ați putea să-i ajutați pentru că sunt și o idee foarte bună aceasta cu caravana, pentru că în mediul rural sunt copii foarte buni. Foarte buni, dar care la un moment dat se pierd. Prin exemplul vostru puteți să-i scoateți din mediul acela și să-i motivați
să-și dorească poate mai mult decât cred ei că pot să fie la un moment dat. Da, la fel de important mi se pare proiectul cu Parlamentul European al Tinerilor, despre care tot ea are foarte multe informații, întrucât este implicată și mi se pare o rampă de lansare, mi se pare un exemplu foarte bun pentru tineri să vadă, să experimenteze mediul străin, un mediu cu care ei nu sunt încă familiarizați, și atunci cred că accesând astfel de adunări, întâlniri în care tinerii pot vorbi, comunica într-o altă limbă străină, deja îți creează un alt statut, îți oferă un plus de încredere și te ajută pentru viitoarea meserie. Da, un ambasador are nevoie de limbi străine. Da. Ce puteți să ne spuneți despre acest proiect? Parlamentul Cât European, cunoașteți voi? Da, eu am participat și ca, am fost ca și participant, dar și apoi ca CER, adică conducător de grupă. Bine, conducător ajungi doar după câteva stagii, când mergi ca și participant, ca să vezi cum este și cum vești și tu apoi să înveți pe altcineva. Ne adunăm, depinde, sunt diferite faze, dar faza cea mai importantă, zic eu, este faza când plecăm 11 delegați din județul Giurgiu, plecăm într-un alt județ unde vorbim numai și numai în limba engleză și dezbatem probleme la nivel european care se află acum în Parlament. Le dezbatem în engleză și la sfârșitul zilelor noi prezentăm o moțiune, prezentăm ce am lucrat noi, ce soluții am găsit și modul în care ne apărăm moțiunea, dar totul în engleză. Și apoi echipele rivale ne atacă, într-un fel, ne atacă ideile și noi trebuie să contracarăm pe moment în engleză cu informațiile care am plecat de acasă și pe care le-am dobândit pe parcurs. Este o acțiune care se desfășoară foarte rapid și trebuie să vezi cum să vorbești și în fața persoanelor pe care nu le cunoști și într-o altă limbă și foarte rapid. Să ai o reacție foarte rapidă, să te repliezi așa, să spunem, din mers și să poți să faci și să ai o reacție rapidă. Da, mi se pare că este genul de activitate care creează lideri. Lideri de opinie, persoane care au ceva de spus și persoane care pot la rândul lor să formeze mai departe alți tineri, alte persoane. Avem și noi o activitate cu ea săptămâna aceasta. Copiii mei au solicitat-o într-un workshop, într-un atelier și joi vine să le vorbească. Așa cum v-am spus, am o clasă de a noua la dirigenție și îmi doresc să dezvolt în ei spiritul de leadership și mi-aș dori foarte mult să aibă parte de experiența asta, însă trebuie să știe în primul rând despre ce e vorba, ce implicații sunt și faptul că au nevoie de limba engleză. Eu îi pot ajuta din punctul ăsta de vedere, foarte mult sunt alături de ei, aș putea să spun non-stop, la orice oră și dacă vor avea nevoie de un plus de informații, voi răspunde întotdeauna pozitiv. De aia consider că este un domeniu de activitate care trebuie neapărat atins de ei. Și joi o avem invitată. Da, apropo de limba engleză, eu sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, un om ca să poată să evolueze profesional, spiritual, e de preferat să cunoască cât mai multe limbi străine. Nimic nu poate fi mai bine cunoscut decât dacă vorbești în limba țării respective și cunoști cultura țării respective. Dar am și eu un foc și eu chiar planific o emisiune întreagă pe această temă cu limba română. Care cred că suntem, oricum suntem o țară a paradoxurilor, noi, România, am ajuns să vorbim, să se vorbească în România mai bine engleză decât română. Adică vreau să vă spun că eu sufăr tare mult când văd stâlcită în fel și chip viata limba română. Și am o întreagă emisiune pe tema asta și cum, dacă mai putem salva, pentru că voi ați văzut în ce hal e mutilată și în lucrări și pe Facebook, mai ales să aveți... Deci eu vă spun așa... Din comoditate, cred. Credeți? Așa mi-ar plăcea să cred. Voi ce părere la început aveți? E din comoditate, dar ulterior... Devine obișnuință. Devine obișnuință, exact. Adică, nu știu, să scrii incorrect, fără cratimă pus acolo unde trebuie, problematicul i. De câte ori îl pui. Da. Deci cred că astea sunt niște... O colegă de-a mea a scris un articol odată, foarte inteligent. Este cool să vorbești românește.
Deci chiar ești la modă. Poți să vorbești românește fără nicio problemă și să fii considerat în trend, dacă vreți. Este într-adevăr un subiect de dezbatere. Da. Nu știu dacă să spun din păcate sau din fericire, limba engleză a prins foarte bine, a prins teren și asta pentru că tinerii au început să realizeze că este esențială în CV-ul oricărui absolvent. Este necesar să vorbești o limbă străină, iar din punctul meu de vedere, engleza este cea mai ușoară. Evident că este un avantaj pentru ei să cunoască cât mai multe, nu doar una, însă majoritatea proiectelor pe care le-am auzit s-au desfășurat în limba engleză. Și atunci ei sunt obligați și de rețelele de socializare și de informatică și de tehnologie să cunoască termeni de specialitate și ajung să-i folosească mai des decât în limba română. Am adoptat și noi niște cuvinte englezești pe care le-am transformat în românește. Da. Gustul meu prea multe. Prea multe, într-adevăr. Și sună fals. Dacă observați, da. Nu au, da. Adică o rezonanță. Este o modalitate de îmbogățire a limbii. Adoptarea unor cuvinte. Dar nu trebuie să ne uităm. Dar numai dacă ele nu au corespondent în limba română. Dar mă rog, asta va fi un alt subiect, nu este subiectul emisiunii această seară. Am atins așa, am făcut o paranteză pentru că tot vorbim aici de limbile străine. Dar mi se pare totuși că nu poți avea pretenție să fii o persoană respectată, o persoană de un anumit nivel și profesional, dacă nu vorbești corect limba. Iar exemplele pe care le avem sunt grăitoare. Sunt oameni cu funcții, oameni cu funcții înalte care fac totuși greșeli de exprimare, greșeli, ceea ce nu mi se pare corect. De aceea învățați limba română, indiferent câte limbi străine ați ști și aveți nevoie de ele. Vreau totuși să, pentru că am aici o profesoară extraordinară tânără, două eleve la fel bune, aș vrea din punctul vostru de vedere, cum vi se pare vouă că în fiecare an rezultatele, începând de la simulările examenelor, fie că-s de BAC, fie examenele naționale, fie examenele în sine, la sfârșit de an, au rezultatele pe care le au, care sunt aproape de dezastru. Cum le vedeți voi, din punct de vedere al elevilor, rezultatele astea? Cum le-ați comenta voi? Eu personal... Pentru că eu aș spun, putea să spun, n-ați învățat. Da, n-ați învățat și... Unde credeți că e, de fapt, problema? Interesul elevului, poate. Acum depinde. Poți învăța, zic eu, în orice mediu, dacă te interesează. Degeaba dăm noi vina pe domnul profesor că a venit și ne-a spus nu știu cum lecția. Păi, dacă voiam să învăț cu adevărat acea lecție, o căutam și pe alte căi. Eu consider că poți învăța puțin mai greu, poate, dar informându-te și tu. Pentru că nimeni nu o să vină să-ți zică clar toate informațiile. Trebuie să le cauți. După cum mama mea, de exemplu, nu a avut internet, n-a avut unde să uite pe internet, căuta în cărți și făcea proiectele căutând în fiecare carte. E bine, nu cred că se mai întâmplă acest lucru în zilele noastre și ne mirăm de ce n-am găsit pe internet nu știu ce informație. Păi puteai să cauți. Eu sunt un pic, poate, nu știu, am o altă viziune față de elevul normal, zic eu, dar... Sunt mulți colegi care au aceeași viziune ca și mine pe partea asta. Dacă vrem să ne chinuim și părinții ne spun acasă, învață pentru că înveți pentru tine, nu pentru cel de lângă tine. Deci asta vreau să te întreb. Tu nu cred că te-ai născut neapărat cu această dorință de a învăța, nu? Ți-a fost formată și în timp de familia ta, nu? Exact. Și de deci este nevoie... Este nevoie de implicarea părinților și de a profesorilor, pentru că eu personal am un profesor foarte bun care m-a îndrumat. Poate alți colegi nu au această posibilitate, dar depinde și de noi cum vedem situația. Bine, acum poate e greu să discutăm subiectul acesta cu un profesor și doi elevi ai... Celui. Ați reuși.
colegiului Maiorescu, care are ca procent de promovabilitate 98-99%. Deci probabil e greu de discutat lucrul ăsta. Dar am aici reprezentant ale Consiliului Elevilor, adică problemele astea sunt ale elevilor. Voi nu sunteți mai reprezentanții elevilor buni, să spunem, exact, nu? Sigur, exact. Voi sunteți reprezentanții tuturor elevilor. Elevi sunt și cei aș care nu-și... Aș putea să spun că o rețetă de succes este aceea care are toate ingredientele. Un copil, pentru a învăța, are nevoie de toate aceste elemente. De profesor care să-i îndrume, de dorința lui de a afla, de susținerea familiei. Toate sunt importante. Dacă știți, de fapt avem și exemple de copii care n-au avut parte de susținerea copiilor și au reușit. De copii care au avut parte de susținere și n-au reușit. De copii care au avut parte de profesori foarte buni și n-au reușit sau invers. Acum, rețeta de succes ca într-o prăjitură trebuie să ai toate ingredientele și să le ai proaspete. Ai nevoie de diversitate. Copiii sunt diferiți, au stiluri de învățare diferit, asimilează informațiile diferit. Și atunci, într-o clasă, vorbesc din perspectiva mea de profesor, dintr-o clasă de 30 de copii, predându-le la fel și lucrând la fel sau diferit în funcție de nevoile lor, lucrând pe grupe, lucrând în ateliere, lucrând cu materiale proiectate, unii pot ajunge să rețină, alții rețin mai puțin, alții mai deloc. Însă aici iar intervine acest factor de liber arbitru, mai ține și de tine, profesorul a fost același, părinții poate au avut la fel aceleași situații materiale, însă nu rezultatul final nu iese de fiecare dată. Cred că este un subiect larg în care pe care pe baza căruia se poate vorbi foarte mult. Eu sunt de acord și nu se poate... Sunt puține școlile care au un procent mare de promovabilitate, pentru că sunt școli de elită și mi se pare normal să fie așa. Dar, deci, problema nu este aici, lucrurile sunt foarte clare, dar problema este acolo unde nu pot să concep ca promovabilitatea să fie zero. Deci nu, ceva se întâmplă. E vorba de factorul social. Din punctul meu de vedere, am lucrat deci într-o astfel de școală, dar din păcate nu poți să-i ceri unui copil care nu are ce să mănânce acasă să învețe și să aibă același randament. Nu are suportul emoțional, în primul rând. Bine, sunt copii care au reușit singuri, fără susținere, poate doar cu sprijinul școlii sau al unui profesor. Sunt copii care nu au acasă familia și își găsesc într-un dascăl, că aici despre asta vorbesc eu. Pot proiecta într-un dascăl imaginea unui părinte și pot ajunge să găsească în persoana respectivă de la catedră, pe care o văd poate mai des decât pe mama care este plecată în Spania, suportul emoțional de care au nevoie și să reușească, fără să treacă dincolo de barierele bunului simț de care ne lovim noi câteodată dascălii, că încercăm să ne apropiem de ei, să înțelegem și ajungem să creăm alte situații, încercăm să impunem niște limite, să ne vadă ca pe niște repere, ca pe niște modele și de fapt să ajungem să vedem că ei de fapt ne vor ca și prieteni. Și atunci este, v-am zis, ține și de stilul fiecărui copil, de structura lui emoțională, de modul în care este conturat și de experiențe. Consider că experiențele sunt cele care definesc oamenii. Pe mine personal, ieri am trăit trei experiențe inedite în trei clădiri diferite pe care îmi doream de mult să le vizitez, iar astăzi am trăit cea mai emoționantă experiență pe stradă. Dacă pe mine ca adult a reușit să mă motiveze, vă dați seama ce am putut să creez în sufletele unor copii de 14 ani care au rămas impresionați la rândul lor și pe care nu-i mai puteam opri. Le spuneam la un moment dat, ajunge, haideți să încheiem ziua, nu, mai mergi, mai avem două prăjituri, vrem să le împărțim și pe acestea. Astea sunt experiențe care te conturează. Despre societatea asta vrem să vorbim mai târziu, despre copiii ăștia vrem să aflăm lucruri și că devin adevărați lideri pentru viitorii, pentru viitoarele generații. Avem nevoie de astfel de exemple. Și dacă părinții nu sunt întotdeauna acolo pentru că au serviciuri, pentru că sunt prinși în activitățile cotidiene, suntem noi acolo să-i ajutăm, să-i sprijinim și să le oferim astfel de repere. Da, dar nu pot să accept că toate aceste probleme sunt lăsate în grija profesorului, pentru că până la urmă sufletul pe părinte îl doare de copilul lui.
Profesorul petrece un anumit timp, își face o meserie și o îndeplinește conștiincios acolo, dar sufletul. Părinte trebuie să-l doară de copil în primul rând și el trebuie să fie responsabil. Responsabil nu este de fiecare dată. Nu este, da. Pentru că sunteți și bune vorbitoare și ați intrat și în alte cercuri. Ce vă displace vouă la sistemul de învățământ actual în care sunteți voi implicați? Vreți timp de gândire? Mai vorbesc ceva cu doamna până vă gândiți, dacă aveți nevoie, pentru că v-am luat prin surprindere. Da, eu aș putea să spun că nu știu dacă există ceva care îmi displace, însă, ca orice sistem, este perfectibil. Nu putem să spunem că este cel mai bun, deși știu că cel mai bun este sistemul finlandez. Sunt convinsă că și ei consideră că au lucruri de îmbunătățit acolo. Însă eu pot să vă spun ce mi-ar plăcea mie să am la clasă, să pot să-mi desfășor activitatea. Am avut ocazia să vizitez școli din Anglia, mă raportez la Anglia pentru că este automat limba pe care o predau și stau foarte bine la capitolul bază material. Au săli foarte bine dotate, au videoproiectoare în fiecare sală, au o bibliotecă imensă în fiecare sală, copiii își schimbă sala după fiecare curs și automat că profesorul are această libertate de a avea timp să-și proiecteze fiecare oră. Am nevoie de un material, poate că din graba mea l-am uitat acasă, dar îl am în clasă acolo. Îl am și pot să-l accesez cu ușurință. Poate că vreau să-i proiectez, predau o anumită lecție și în momentul ăla, exact cum am spus mai devreme, vine sclipirea aia. Am nevoie de materialul ăla. Și accesez cu ușurință videoproiectorul și îl plasez, dar dacă nu l-am, ce accesez? Și le fac referință. Mergeți acasă, uitați-vă la câți dintre dar ei nu știu. E același lucru. Nu este același lucru. Câți vor face asta? Câți vor face asta acasă? Nu. Poate 1-2% dacă sunt curioși, dacă le-am stârnit eu curiozitatea. Ceilalți dar nu. Dar unii au uitat până s-a sunat de ieșire, ca să zicem așa, au și uitat. Și atunci este un punct important. Baza materială trebuie să fie foarte bine pusă la punct. Este o durere a mea. Știți de ce mă gândeam? Pentru că eu văd multe lucruri care ar putea fi îmbunătățite. Asta nu știam pe care să spun. Și probabil te întreb de ce nu se îmbunătățesc, nu? Dacă... Și da, și asta nu știam ce să zic prima dată. Ce, avem nevoie de 6% din produsul intern brut, avem nevoie de manuale noi, avem nevoie de o curiculă schimbată, pentru că noi nu mai funcționăm nu mai avem aceleași idei și nu mai vrem același lucru cum era și înainte. Noi, cum a spus și doamna profesoară, poate vrem un alt tip de învățare. De ce eu poate să mă chinui cu o materie care mie îmi displace și în momentul când aș putea să mă concentrez pe alte materii care mi-ar fi folositoare pentru viitor. Cum a spus și dumneavoastră, discutam mai devreme și despre copii care nu pot. Suntem conștienți că sunt foarte multe categorii de copii și avem nevoie nu să învățăm tot să se centreze pe grup, ci pe persoană. Pentru că suntem diferiți de la persoană la persoană și poate și acolo în mediul rural este nevoie de așa ceva. Pentru că degeaba ne chinim noi aici la oraș, ok, noi avem o imagine bună, dar acolo la baza firului, cum ne place noi nu o să spunem, este problema și trebuie să schimbăm ceva. Ștefania? Un dezavantaj mi se pare faptul că la unele persoane există o barieră între elev și profesor. Efectiv, mi se pare mai greu să comunici cu un profesor care nu e dispus să te asculte, să te înțeleagă. Tu poate chiar ai o scuză că nu ai învățat, de exemplu, într-o zi, dar în același timp ți-e frică de profesorul respectiv că îți va da 4. Dar poate chiar ai un motiv. Sunt unii care înțeleg și sunt unii profesori care au o relație extraordinară cu elevii, cu o întreagă clasă, doar pentru că știu să comunice și să înțeleagă când este cazul. Și sunt alții care vin strict să-și predea materia și după aia au impresia că elevii nu sunt interesați și... Să știți că eu nu v-am spus lucrul acesta de la început, dar eu sunt de partea voastră întotdeauna. Eu am fost de partea elevilor întotdeauna și întreaga responsabilitate m-am pus-o pe umerii părinților și ai profesorilor. Pentru că ei sunt obligați să-i formeze
pe copii, să-i educe, să-i instruiască și așa cum îi formezi, așa îi ai. Se spune așa, se spune, copilul cum îl crești, așa îl ai. Și așa este. Adică, până la urmă, vina este a noastră, a adulților, care ne ocupăm de educația și de formarea copiilor. Pot să vă zic ceva? Vă rog. Eu poate mi-am proiectat idealul de a fi în părinții mei și poate și în profesor, dar un alt profesor mi-a spus că nu-ți proiecta niciodată idealul într-o persoană, pentru că acea persoană te poate dezamăgi. Proiectează-te pe tine cum te vezi tu, luând cei mai buni de la fiecare. Deci această zicală pornește de la un profesor. De la un profesor. Până la urmă suntem formatori, încercăm să... Poate că într-o altă emisiune vom vorbi și bucata asta de subiect, care e foarte importantă. Profesorul, relația dintre profesor și elev și profesorul ca model pentru elevi. Eu sunt convinsă că există profesori care încă sunt modele pentru elevi și care au întotdeauna cuvinte frumoase pentru ei și care transmit, însă s-a tot accentuat pe ideea că trebuie să fim aproape de ei, să-i ajutăm și să-i susținem și mulți dintre ei, de fapt, își doresc o prietenie. Și aici se rupe legătura în condițiile în care nu-și dau seama că totuși nu vom putea fi niciodată prieteni. Odată fiind prieteni cu elevul, noi încetăm a mai fi adulți și atunci nu mai putem forma și crea în ei modele și repere. Ei trebuie să ne perceapă ca pe niște adulți, trebuie să ne vadă ca pe niște modele și ca pe niște persoane care putem să-i ajutăm și să-i orientăm acolo. Și cu care pot să comunice. Da, comunicarea este esențială. Să fie întotdeauna la dispoziția lor, ca să spun așa, pentru problemele pe care le au și să găsească înțelegere, să fie profesorul, să fie receptiv și să-l înțeleagă. Și dacă, așa cum spunea Ștefania, dacă profesorul are timp, are răbdare și are dragoste să se aplece și să înțeleagă că poate, într-adevăr, dacă astăzi n-a știut lecția, n-a știut-o nu pentru că n-a vrut să învețe, sau poate că a avut. Iar cunoscând elevul, îți dai seama despre dacă el a avut vorba atunci o problemă sau nu. Despre asta este vorba. Atunci când îți cunoști elevii și știi și dacă ai interesul să-i cunoști. Și dacă ți-a pleci că poate nici n-au interes să-i cunoască unii dintre ei. Nu generalizez. Și atunci ei simt lucrul ăsta și reacționează. Și de aici apar și conflictele. Da. Da, poate ne întâlnim, de ce nu în aceeași formație, să discutăm și subiectul acesta. Deocamdată, emisiunea de această seară s-a terminat. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost prezente în studio în această seară. Vă doresc succes pentru derularea acțiunilor viitoare din această săptămână a școlii altfel. Succes pe tot parcursul anului școlar și, mai departe privind, să vă ajute Dumnezeu să vă îndepliniți obiectivele pe care vi le-ați propus și să-mi aduc aminte odată că am avut în acest platou pe ambasadorul României, nu știu unde, sau pe celebrul procuror care a ajuns spaima corupților. Vă mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea din această seară, vă aștept săptămâna viitoare. Până atunci, la revedere și vă doresc să aveți niște sărbători de Paște cu liniște, cu pace sufletească, cu mulțumire și să ne vedem sănătoși și mai buni. La revedere!